Noțiunea de femicid, cea mai gravă formă de violență împotriva femeilor și fetelor care se soldează cu deces, va fi introdusă în legislația Republicii Moldova începând cu 15 august. Acest lucru este prevăzut în proiectul de modificare a legii cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie votat săptămâna trecută. Inițiativa legislativă aparține vicepreședintei Parlamentului Doina German și a fost elaborată în colaborare cu Centrul de Drept al Femeilor. Supun votului în lectura a doua proiectul 207 din 28.06.2024, proiectul de lege pentru modificarea legii 45 din 2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie. Lectura a doua, rog, inițiem procedura de vot. Stimați colegi, proiectul 207 din 28.06.2024, proiectul de lege pentru modificarea legii 45 din 2007 cu privire la prevenirea și combaterea violenței în familie, susținut de 58 de deputați. Vă mulțumesc! Conform datelor statistice, în 2022, în întreaga lume, peste 89.000 de femei au fost omorâte din motive de gen, iar 48.000 dintre ele au fost victime ale soților sau partenerilor. Inițiativa de modificare a legii vine după apelul public din partea mai multor organizații ale societății civile în contextul cazului Ana Maria, găsită moartă la Telenești la 8 zile după ce a urcat într-o mașină de ocazie în orașul Orhei. Potrivit proiectului, femicidul este definit ca un act de violență împotriva femeilor, inclusiv a fetelor, care presupune decesul victimei ca urmare a infracțiunii de omor intenționat, ori a infracțiunii de vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, ori a infracțiunii de violență în familie sau sinuciderea victimei ca urmare a determinării sau înlesnirii acesteia, ori ca urmare a violenței în familie comise din motive de prejudecată bazate pe gen. S-a introdus sintagma împotriva femeilor în tot textul legii, deci nu exista până acum în legislația Republicii Moldova sintagma de violență împotriva femeilor, era doar violența în familie. Și totodată a fost introdus principiul celerității, ceea ce este extrem de important, asta înseamnă toate cazurile de violență împotriva femeilor vor fi examinate cu o deosebită celeritate pe acest principiu, principiul respectării drepturilor fundamentale și libertăților femeilor și principiul demnității, respectării demnității umane. În proiectul de lege este prevăzut ca autoritățile abilitate cu funcții de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor și violenței în familie sunt obligate să reacționeze prompt la orice sesizare și să informeze victimele despre drepturile lor, despre autoritățile și instituțiile cu funcții de prevenire și combatere a violenței împotriva femeilor și violenței în familie, despre tipul serviciilor și organizațiile la care se pot adresa după asistență, despre asistența disponibilă pentru ele, despre locul și modalitățile în care pot depune o sesizare, despre procedura ce urmează după depunerea sesizării și rolul lor după procedurile respective, despre modalitatea obținerii protecției, măsura și condițiile în care au acces la consultanță sau asistență juridică, despre faptul dacă există ori nu vreun pericol pentru viața sau sănătatea lor în cazul eliberării unei persoane reținute sau condamnate. Am capacitat și Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva femeilor, respectiv creăm acum un mecanism unic, un sistem informațional care va deține informația unică la nivel național și va putea fi accesată de oricine va fi interesat pe criterii și pe anumite date, deci cazuri de violență împotriva femeilor în regiunea de nord sau pe raion, pe vârstă. Deci, după mine, acest sistem informațional ne va ajuta ca și autorități să înțelegem cu adevărat unde ne aflăm și care este realitatea. Autoritățile vor elabora și un sistem de colectare a datelor statistice în domeniul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor și a violenței în familie. De acest lucru va fi responsabilă Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței. De când s-a creat agenția, bineînțeles că au fost și toată lumea cunoaște mai multe cazuri de rezonanță care au apărut și în presă. Au fost cazuri destul de complexe și nouă ne-a oferit studierea acestor cazuri, ca un fel de studiu de caz ca să înțelegem unde intervenim, cum intervenim și cum răspunde sistemul în general la aceste cazuri.
Datele colectate vor conține informații despre tipul de violență, sex, vârstă, dizabilitate, etnie, relația dintre victimă și agresor, statutul victimei de persoană solicitantă a unei forme de protecție pe teritoriul Republicii Moldova, localizarea geografică și țara de origine a acesteia. Noi ne-am propus să elaborăm un sistem de colectare de date care să fie interconectat cu celelalte sisteme. Aici mă refer la sistemul de colectare de date a Ministerului Justiției, a Procuraturii, a Ministerului Muncii și Politicii Sociale și a celorlalte sectoare. În 6 luni ale anului curent au fost înregistrate 22 de cazuri de decese urmare a violenței în mediul familial, comparativ cu 14 cazuri înregistrate în perioada similară a anului trecut. În 20 de cazuri a fost vătămare gravă a victimei, iar 10 cazuri de violență în familie s-au soldat cu decesul victimei urmare a vătămărilor corporale incompatibile cu viața. Ne-am dorit mai mult ca să venim și cu modificări la codul penal. Dar pentru început, împreună cu autoritățile, s-a decis că pentru un prim pas este să venim cu noțiunea, în primul rând, în legislație, după care vom reveni și vom examina posibilitatea modificării și a codului penal. Legea cu privire la femicid va intra în vigoare pe 15 august. Conform datelor statistice, în 2022, în întreaga lume, peste 89.000 de femei au fost omorâte din motive de gen, iar 48.800 dintre ele au fost victime ale soților sau partenerilor.